Bună ziua! Numele meu este Doru Șupeală și sunt autorul cărții Employer Branding 100%, pe care o găsiți la Elephant Fest, la standul editurii Curtea Veche. Trebuie să vă spun câteva cuvinte despre carte, așa că o să încep cu subtitlul ei, Cum să creezi și să le vinzi oamenilor ideea, experiența și bucuria de a munci în organizația ta. Practic, în zilele noastre, toată lumea vorbește în management sau în business despre brandul de angajator, însă, din păcate, foarte puțină lume înțelege cu adevărat complexitatea acestei teme și acestui domeniu și nevoia de a aborda structurat acest spațiu profesional. De aceea am gândit cartea asta ca un manual. Pentru absolut oricine este interesat să înțeleagă corect modul în care reputația unui angajator se construiește și se menține și să aplice anumite principii și reguli care să garanteze organizației respective succesul în piața muncii. Ce înseamnă succesul în piața muncii astăzi? Înseamnă în primul rând să poți să-i păstrezi pe profesioniștii buni pe care îi ai deja în organizație, să îi păstrezi motivați și interesați de ceea ce lucrează și, evident, în plan secund, să reușești să atragi în organizația ta profesioniștii buni de care ai nevoie ca să te dezvolți, ca să crești, ca să poți să inovezi și ca să poți să evoluezi ca business. Așa că dacă ești antreprenor, manager, lider de echipă sau ești un profesionist din resurse umane sau din marketing, cartea asta este cu siguranță scrisă pentru tine. Deschide-o de câte ori ai nevoie și vei înțelege astfel cum poți să le oferi colegilor tăi, oamenilor pe care vrei să îi aduci în organizație, să le oferi interes, bucurie, plăcere de a lucra, cum să spun eu, loialitate față de organizație și în același timp să obții de la ei contribuții valoroase pentru bunul mers al organizației și al afacerii. Un studiu Gallup, publicat anul acesta, spune că la nivel global doar 20% dintre angajați sunt realmente interesați, pasionați, preocupați de munca lor. Ceilalți 80% sunt doar cei care vin la serviciu ca să iau un salariu și care nu neapărat au vreun interes real în munca lor. Este un procent foarte mic, acest 20%, și estimările specialiștilor de la Gallup sunt că această lipsă de interes a profesioniștilor din organizații față de munca lor cauzează o pierdere globală de circa 8,1 triliarde de dolari, ceea ce înseamnă aproape 10% din PIB-ul omenirii. Închipuiți-vă că dacă într-o organizație nivelul de interes al profesioniștilor se dublează, adică nu doar 20% dintre cei care lucrează acolo, ci 40% sunt interesați și pasionați de munca lor și de activitatea lor în respectiva firmă, rezultatele financiare ale companiei se multiplică de 3,4 ori. Practic, dacă reușești să crești interesul și bucuria oamenilor de a lucra în acea organizație, de la 20% la 40%, deci vei avea în continuare 60% oameni mai puțin interesați sau mai puțin preocupați de bunul mers al lucrurilor, totuși poți să duci cifra de afaceri la de 3 ori mai mult, de 3,4 ori mai mult și evident și profitul la aceeași cotă. E vorba despre bani aici și nu este vorba doar despre un moft. Foarte multă lume crede greșit că brandul de angajator sau reputația unei organizații este ceva superficial și superflu care se creează prin câteva postări pe Facebook sau două, trei reclame video drăguțe pe care le distribui pe rețelele sociale. Nu este așa. Brandul de angajator este un lucru foarte complicat și foarte complex, care, la fel ca brandul comercial al organizației sau mărcile comerciale pe care organizația le vinde, trebuie să fie abordate strategic și trebuie să fie în atenția oamenilor care conduc organizația. Trebuie alocate resurse, nu doar umane, ci și materiale corespunzătoare unei poziționări
valoroase și eficiente în piața muncii, astfel încât organizația să poată să atragă ceea ce astăzi reprezintă probabil cel mai important capital al oricărei organizații, capitalul uman, capitalul intelectual, oamenii cu mințile lor, cu sufletele lor, cu ideile lor, sunt creatorii de valoare economică, mai ales în companiile moderne, cele din industria cunoașterii. Am să vă mai citesc de pe copertă câteva texte de recomandare scrise de oameni pe care îi cunoașteți, unii dintre ei scriitori și autori respectați deja și cu foarte cunoscuți în România, alții profesioniști din zona managementului și resurselor umane. De exemplu, Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației de la Prima TV, spune așa: tranzacția muncă-bani nu mai este suficientă. Ca să lucrezi cu oamenii buni, trebuie să fii un om bun. Iar compania ta trebuie să fie și ea bună. Bună pe bune. Cu angajații, cu comunitatea, cu mediul și cu clienții. Despre asta e vorba în carte, spune Dragoș Pătraru. Lucian Mândruță, cunoscutul jurnalist de la Digi24, spune așa: îți recomand să iei două exemplare din această carte, unul pentru tine și altul ca să-l uiți în biroul șefului la o ședință. Că dacă îl faci cadou, o să creadă că el este exemplul negativ din carte. Dar dacă îl găsește și aplică ce învață din carte, merită investiția. Foarte drăguț, Lucian. Andreea Roșca, creatoarea podcastului The Vast and the Curious, fost redactor șef al revistei Capital, spune așa: diferența dintre un om extraordinar și un om bun este de cel puțin 300% în termen de rezultat și valoare creată. Iar ca să aduci împreună oamenii extraordinari nu este o întâmplare, ci un proces riguros. Această carte este un ghid care vine într-un moment cum nu se poate mai oportun pentru oricine vrea să reflecteze și să creeze acest proces. E un citat din Andreea Roșca. Marian Godină, polițistul de la Brașov, care este și un scriitor foarte inspirat și talentat, spune așa: mi-aș dori din suflet ca orice conducător de organizație, chiar și din instituțiile statului, să știe, să înțeleagă și să aplice ce a scris Doru în această carte. Mulțumesc, Marian. Un alt text pe aceeași direcție este scris de domnul Valeriu Nicolae. Un ghid solid și necesar pentru liderii de organizație ar trebui să fie citit și de liderii noștri politici. Într-adevăr, în carte am abordat și subiectul foarte sensibil al managementului de top și al leadershipului, pentru că știm cu toții, nu, că de foarte multe ori lucrurile, peștele de la cap se împută și lucrurile într-o organizație de foarte multe ori se duc într-o direcție greșită din cauza unui management mai puțin inspirat. Eu cred că organizațiile care știu să își păstreze oamenii și să atragă oamenii buni din piața muncii au trei elemente cheie fundamentale. 1. Oameni buni și în special conducători foarte buni și pricepuți. 2. La mână, un scop suprem al organizației, care nu este acela de a face bani, ci un scop de a face un lucru sau un produs sau un serviciu de foarte bună calitate și care să-i mulțumească pe clienți. Cu siguranță banii sunt o consecință, profitul sunt, și cifra de afaceri sunt o consecință firească și bine meritată a unei munci bine făcute în îndeplinirea scopului. Și al treilea lucru care mi se pare extrem de important sunt principiile. Lucrurile în care oamenii cred, lucrurile pe care oamenii le respectă, comportamentele standard pe care oamenii dintr-o anume organizație și le impun. Modul în care facem lucrurile într-o organizație, respectând niște principii, niște valori, este esențial pentru a le da oamenilor din organizație garanția că sunt respectați, că sunt ascultați, că organizația respectivă investește în viitorul lor profesional și în dezvoltarea lor ca profesioniști, dar și ca oameni. Un alt text de pe copertă este scris de Andra Pintican, care este creatoarea școlii de HR și unul dintre oamenii care lucrează la platforma unde lucrăm.ro. Andra spune așa: așa cum din niciun birou de resurse umane nu lipsește un exemplar din codul muncii, este doar o chestiune de timp până când această carte va deveni și ea esențială în departamentele de profil. Un alt text vine de la Raluca Feher, creator de publicitate, unul dintre cei mai buni oameni de publicitate din România, strateg de brand și scriitor, are mai multe cărți pe care vă recomand să le căutați, sunt
romane, dar și cărți de călătorie, jurnale de călătorie. Raluca Ferrer spune așa: peste câțiva ani, cu această Biblie a brandului de angajator la căpătâi, firmele românești vor putea să-și pună corect garoul și să oprească hemoragia minților luminate care fug către alte zări. Un alt text de recomandare vine de la Petronela Rotar, un alt scriitor tânăr și foarte apreciat la noi, o fostă colegă de-a mea din presa din Brașov. Petronela spune așa: o viziune umanistă și umanizată asupra culturii organizațiilor, care combină informații prețioase din zona de marketing, resurse umane, branding și antreprenoriat, cu o experiență profesională bogată și un stil colocvial pe alocuri plin de umor care prinde cititorul. Nu o să vă vorbesc mai mult despre carte, vă recomand să o căutați și să o comandați. Cred că vă va fi de folos și sunt convins că veți găsi în această carte instrumentele care să vă ajute să înțelegeți în mod corect cum trebuie abordată tema foarte importantă, strategică pentru orice organizație a brandului de angajator. Nu o să puteți să reușiți în business, nu o să puteți să reușiți în obiectivele de afaceri pe care vi le fixați, decât dacă veți avea în echipă oameni de foarte bună calitate, oameni care sunt loiali organizației și oameni care lucrează cu bucurie, cu plăcere, cu pasiune la îndeplinirea obiectivelor pe care vi le fixați. Ca să faceți treaba asta, va trebui să construiți pentru oamenii ăștia o experiență extraordinar de valoroasă și atrăgătoare. Oamenii, în special tinerii, nu mai vin să lucreze doar pentru un salariu și în niciun caz nu vin să lucreze pentru un salariu mai mic decât cel oferit de media pieței. Însă, dincolo de salariu, sunt foarte multe alte aspecte care contează în alegerea pe care o fac tinerii și profesioniștii în zilele noastre. Știm foarte bine că peste 60% din resursa umană din organizații astăzi în lume este reprezentată de mileniali, ceea ce înseamnă că trebuie să înțelegem cum gândesc ei, ce-și doresc ei, ce caută ei, ce așteaptă ei de la firma pentru care lucrează. Trăim în vremuri în care oamenii pot să aibă simultan mai multe surse de venit, unii pot să fie șoferi pe Uber în timpul liber, alții pot să lucreze în weekenduri în diverse joburi temporare, alții pot să trăiască din mai multe surse de venit, cum sunt, de exemplu, obiecte de manufactură, bijuterii pe care le vând online sau din speculații pe bursă sau din investiții în Bitcoin sau din, nu știu, orice altă preocupare care este productivă și din cauza asta mentalitatea veche care spunea că trebuie să ai un serviciu și trebuie să rămâi loial unei organizații până la pensie nu mai funcționează în zilele noastre. Tinerii gândesc altfel, beneficiază de șansa de a lucra global, de oriunde de pe planetă poți să te conectezi la internet și dacă ai o muncă intelectuală poți să câștigi bani foarte ușor dacă te pricepi la un anume lucru, astfel că este foarte dificil pentru organizații să-i păstreze pe oameni încorsetați, închiși într-o curte virtuală din care pot să iasă cu greu. Nu mai putem crea retenție, termenul ăsta este folosit în HR, din păcate eu recomand să folosim ideea de loializare. Nu mai putem crea loialitate ținându-i pe oameni captivi într-o curte. De aia este foarte important să investim în a construi relații durabile, serioase, sănătoase cu fiecare dintre oamenii pe care îi atragem în organizații. Iar aici, în carte, veți reuși să găsiți, dacă o explorați, să găsiți ideile și metodele cele mai bune cu care să construiți aceste relații sănătoase și de lungă durată cu oamenii buni pe care îi doriți alături de voi în companiile în care lucrați. Vă mulțumesc tare mult! Employer Branding 100% este o carte nu doar de marketing și HR, este o carte de management, o carte despre leadership, dar și o carte despre modul în care trebuie să înțelegem lumea de astăzi și mai ales lumea de mâine în ceea ce privește modul în care muncim și modul în care ne câștigăm bănuții și salariile. Sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Employer Branding 100% la Curtea Veche, la Elephant Fest în aceste zile.
Să aveți o zi bună, sper să aveți ocazia să citiți cartea și aștept cu mare drag feedback-ul vostru, recenziile voastre, întrebările voastre. Aveți în carte adresa mea de e-mail și mă bucur foarte tare dacă veți reuși să-mi scrieți și să puneți întrebări sau să-mi adresați, știu eu, aprecierile sau, știu eu, criticile voastre legate de ceea ce ați găsit în carte. Mulțumesc tare mult, o zi bună tuturor!